Bună și bine, te-am găsit într-un nou video. În acest video vroiam să arăt oarecum ceea ce cred că mi-a folosit din bagajul meu de maternitate. Mă voi uita la videoul în care am pregătit bagajul de maternitate și voi mai adăuga pe lângă voi să vă spun și lucruri care le-am mai pus în bagaj și le-am folosit sau nu le-am folosit, dar m-am gândit să reacționez oarecum la videoul cu bagajul meu de maternitate, să vă spun ce am folosit, ce nu am folosit, ce nu mi-ar fi trebuit deloc, poate, și ce mi-ar fi trebuit, dar nu am avut. Așa că m-am gândit că un video de genul acesta este interesant, în primul rând, să vezi așteptările cu realitatea cum sunt, mai ales atunci când este primul copil și probabil te aștepți să știi mai bine din ceea ce ți-ar trebui și nu ți-ar trebui. Și de asemenea m-am gândit că poate să fie de folos și la viitoare mămici, poate să vadă mai bine din lucrurile pe care eu le-am pus și din experiența pe care am avut-o gândindu-mă că o să-mi trebuiască, mi-au trebuit sau nu mi-au trebuit sau ce-mi doresc să fie avut și nu am avut. Așa că o să încep. Numele meu este Monica, dacă mă vezi pentru prima dată în acest video și sunt mamă a 5 copilași, pe 4 îi creștem, pe unul nu am avut oportunitatea să-l creștem momentan. O am pe Ellie, Hope, la mine în brațe și m-am gândit să mergem direct în videoul cu bagajul de maternitate și să vedem ce a fost ok și ce nu a fost ok. O să vă arăt întâi hăinuțele pe care o să le iau cu mine la spital. Primele lucruri pe care vi le-am arătat în bagajul de maternitate a fost hăinuțele pentru Ellie și da, mi-au folosit toate. Cred că, în fapt, n-am folosit toate seturile, am folosit două dintre seturile sau chiar unul singur dintre seturi pentru că am stat foarte puțin în spital. Și am folosit și acea salopețică ca să ies cu ea din spital. Am folosit-o, da, deci nu, din ce am pus eu pentru ea, din seturi de haine, nu a fost nimic care să zic că nu mi-a trebuit. Sau că îmi pare rău că am pus, ar fi putut să-mi trebuiască dacă aș fi stat mai multe zile, n-aveam de unde să știu dacă voi sta mai puțin sau mai mult. Știam că voi sta cel puțin 24 de ore și am stat exact 24 de ore după naștere. Așa că, da, nu regret nimic din ceea ce am pus, dar am folosit doar un singur set, am folosit din Pampers. Am și căciuliță împreună, dar din câte mi-aduc eu aminte, prima căciuliță ți-o vor pune ei, o căciuliță termică, dar eu am o căciuliță din bumbac din același set și mai am o căciuliță împletită de mine. Am folosit căciulița care mi-au dat-o, care mi-am croșetat-o, care am împletit-o eu, mi-am pus-o când s-a născut și apoi am folosit și acea căciuliță de bumbac pe care v-am arătat-o. Pentru că, da, aia, cealaltă am dat-o deoparte, după aceea să o păstrez. Nu cred că o să o spăl, o să o păstrez așa, îmi place să rămână cu mirosul acela de nou născut. Am un set de mănuși și o pereche de sosețele. Sigur, sosețele le voi da pentru că va avea nevoie ca să poată să-și mențină temperatura corpului. Nu am folosit sosețelele și nici mănușile. Mănușile eu le-am pus așa să le am acolo, dar știam că nu o să le folosesc. Eu nu le folosesc niciodată la niciun copil, nu am folosit. Și sosetele nu mi-au trebuit deoarece fetița deja avea acea salopetă drept cu piciorul și nu mi s-a părut că ar fi avut nevoie. Am luat și babețica din același set. Normal nu îi va trebui babețici pentru că eu o să alăptez. Aceasta este planul meu, dar o să vă explic mai încolo de ce. Babețica am folosit-o pentru că i-am dat mai apoi lapte praf și s-a murdărit. Îmi doresc să fi avut mai multe babețici. Cred că mi-ar fi trebuit să mai am vreo 2-3, ar fi fost foarte util să mai am. Asta este un lucru care mi-a lipsit. Nu am decis dacă să folosesc una dintre păturile pe care ei o aveau, așa că am decis să o iau pe aceasta. Aceasta am primit-o folosită mai de mult de la cineva. Este o păturică de aceasta de bumbac cu găurele așa ca să nu transpire copilul și m-am gândit să o iau pe aceasta momentan, să o pun pe aceasta aici. Și o să văd dacă o să schimb. Dar o păturică mică nu strică. Ei au păturici în spital, dar măcar pentru când voi ieși eu din spital să o am, să o pun așa un pic deasupra,
În caz de mie se va părea mie că este prea frig, prea ploaie sau ceva de genul, va lua Adrian alta. Dar oricum, el va putea parca exact la ieșirea din spital când va trebui să fie externat, așa că nu este foarte mare problemă. Acea păturică pe care am pus-o pentru ea, am folosit-o când am plecat din spital. Nu am folosit-o cât timp a stat în spital, pentru că am folosit păturica care mi-a dat-o ei. Dar când am plecat din spital și am pus-o în scaunul de mașină, am pus și acea păturică un pic peste piciorușele ei, așa ca să fie mai protejată, deoarece era mai răcoare în acele zile când am născut eu afară și mai bine să fie ea mai protejată de frig. Esențial, când naști în spital, este să-ți iei un pachet din acesta de Pampers. Eu mi-am luat marca Pampers, mărimea 0. Mi-am luat mărimea 0 pentru că eu știu că și la ceilalți copii am folosit mărimea 0 când erau nou născuți. Și știu că ea este micuță, deci va fi sub 3 kg. Așa că voi avea nevoie de Pampers micuți. Mi se pare că îi încap mult mai bine pe copilaș Pampers și mai micuți. Nu știu, așa am văzut din experiența mea. Iau marca Pampers pentru că m-am găsit mereu foarte bine cu marca Pampers, pentru că au și acele găurele să intre totul bine înăuntru și să rămână uscați. Dar un pachet de Pampers îți trebuie, ți se cere, nu ți se dă în spital. Pampers au fost super, au fost perfect, pentru că știam deja că ea o să fie micuță, mărimea 0, chiar erau măricei. Dar da, a fost perfect că am ales mărimea 0, de obicei se potrivește, doar în cazul în care te gândești că poate ai să ai un copil mai mare, atunci poate este ok să iei numărul 1, dar am văzut că numărul 0 de obicei este mărimea perfectă pentru copilași așa mai micuți. Îmi voi lua și două pachete de șervețele de la Huggies. Am folosit șervețelele umede, de asemenea cele de la Huggies, n-am avut problemă în privința asta. Următorul lucru care o să-l iau pentru fetiță și, de fapt, sunt trei lucruri, dar le arăt pe câte unul. Trebuie încă să le sterilizez, nu le-am sterilizat. O să-mi iau acest breast shield, sunt niște scoici micuțe de pus peste sân când alăptez, în timp ce alăptez, ca să nu te doară când copilul suge, mai ales dacă nu ai format bine sânul. Acolo. Aceste nipple shields, chestiuțe de pus ca să poți să alăptezi pe deasupra sânului, le-am folosit, adică am încercat, dar ea nu a sugat, nu a reușit să sugă, așa că nu mi-a fost foarte, foarte utile. Adică am încercat eu, dar nu mi-a fost foarte utile, dar nu-mi pare rău că le-am avut, pentru că n-aveam de unde să știu că nu o să reușesc să o pun să sugă. Chiar și cu ele, așa că nu pot să zic că îmi pare rău că le-am avut, dar nu mi-au folosit, în sensul am încercat să le folosesc, dar după le-am lăsat deoparte, nu le-am mai folosit și chiar și în momentul de față nu le folosesc. Un alt lucru care intenționez să iau în spital, momentan nu mi-am cumpărat alte suzete, le-am acestea de la Twist & Shake, mi le-a dat o prietenă dragă, așa că am decis să nu cumpăr momentan altele, o să încerc să văd dacă le acceptă pe acestea. Suzetele nu mi-au folosit pentru că cele de la Twist & Shake, pentru că mi-am pus mai apoi și cele de la Philips Avent și acelea mi-au folosit un picuț cât de cât, să zicem așa, că le-a acceptat un picuț ea, dar ea nu prea avea nevoie, era cu mințică. Dar cele de la Twist & Shake nu cred că puteam să le las acasă, nu mi-au fost de folos. Eu mi-am luat și, de fapt, am primit-o de la o prietenă dragă, care nu le-a folosit, această cutie cu sticluțe de lapte. Sunt sticluțe de lapte deja făcute. Asta se recomandă să îți iei aici, în spital, dacă intenționezi să țărnești copilul cu lapte praf. Arată în felul acesta. Sunt sticluțe de 70 de mililitri, gata, făcute, cu tetină din aceasta deja sterilizată înăuntru, doar o deschizi, deschizi capacul, aici o pui. Dacă vrei, încălzești aceasta un pic sub apă caldă și o dai la copilaș. Laptele praf mi-a folosit. Nu îmi pare rău că l-am luat. Chiar cred că am folosit, până în momentul când am ieșit din spital, cred că am folosit două din acele sticluțe deja. Și asta este și pentru faptul că plănuiam să fac așa, dar am avut colostru foarte mult în primele ore după naștere. Aș zice că în primele 12 ore, mai mult de 12 ore, am avut foarte mult colostru.
Iar apoi a început să scadă și apoi nu am mai avut deloc. Și chiar a durat să nu mai am deloc pentru vreo două zile și ceva. Deci pur și simplu nimic, nimic, nici măcar un strop. N-am mai avut, așa că am făcut bine că mi-am luat acele sticluțe. Dacă nu aveam, îmi dădeau cei de la spital ceea ce aveau ei în spital. N-aveai de unde să alegi, adică iau o singură marcă și dau ce au ei. Dar nu-mi pare rău că le-am avut, mi-au folosit și este un lucru care mă bucur că le-am avut în valiză. La capitolul tot hrănire, am luat această cremă de la, cu lanolină de la Lansinor. Crema de pus pentru alăptare nu mi-a folosit, deoarece m-am dat eu un pic așa cu ea, pentru că nu am alăptat-o deloc pe ea, adică am avut la un moment dat pompa din spital ca să-mi trag să văd dacă mai vine lapte sau nu, dar nu am folosit deloc, adică nu am mai folosit-o pentru că n-am putut să o pun pe ea la sân. Așa că nu mi-a mai trebuit, dar nu-mi pare rău că am luat acest lucru la mine în geantă, pentru că ar fi putut să-mi trebuiască și mai bine să-l fi avut. Și mi-am pus și două cupe în acestea de pus absorbante în sutien pentru alăptat. Aceste dischete de absorbante așa de lapte nu mi-au folosit, le-am avut, nici nu mi-am pus pentru că n-am avut nevoie, nu pierdeam ca să trebuiască să-mi pun să nu mă murdăresc pe sutienul de alăptat. Dar, da, oricum îmi pusesem doar două, adică nu aveam cine știe ce înăuntru să zici că să-mi fi părut așa rău că aș fi avut prea multe la mine. O să-mi iau acest sutien, în afară de unul dintre sutiene pe care o să-l am pe mine de alăptat, care eu deja le port oricum, o să-mi iau și pe acesta, de la Marks & Spencer. Sutienele care le-am avut, mă bucur că le-am avut, mi-au folosit, m-am schimbat chiar... Am fost îmbrăcată imediat după ce am născut, m-am îmbrăcat cu niște haine de acolo care le aveam eu și apoi a doua zi când a venit Adrian din nou să mă vadă pe la prânz, mi-a făcut iarăși duș și m-a schimbat iarăși pentru că transpirasem foarte, foarte mult. Următorul lucru pe care o să-l am cu mine o să fie acest set de chiloți absorbanți de la Tena. Chiloții de la absorbanți de la Tena mi-au folosit. Mă bucur că i-am avut, au fost foarte, foarte comozi, mă simțeam foarte lejer în ei, de fiecare dată când mergeam la baie, aproape de fiecare dată cam așa mă schimbam de ei, mă duceam cam pe la vreo 3-4 ore, să zicem așa, la baie și mă schimbam de acel chilot absorbant și mi s-a părut foarte comod, după cum știam o să-mi fie comod și să mă țin așa curată oarecum. Am luat această cămașă de noapte care se deschide în amândouă părțile aici în față, ca să pot să alăptez ușor sau să îmi pun copilul pe piele atunci când se va naște. Aceasta este ce vreau să port în timpul nașterii. Cămașa de naștere mi-a fost comodă, mi-a plăcut foarte mult. Am folosit-o pe tot timpul travaliului, mi s-a părut foarte, foarte comodă și practică. Mai ales când o trebuie să-mi fac epidurala, a fost comod să-mi deschid doar la spate și apoi să-mi închid. Nu-mi pare rău, sunt foarte mulțumită că am avut-o. Cu toate că nu o să mai folosesc, o să trăiască să o dau și mai departe, dar a fost foarte comodă. Mai apoi mi-am luat două tricouri de pijamale de la Marks & Spencer. Am două maieuri de la marca Marks & Spencer, le-am luat așa un pic mai închise la culoare. Iar apoi tot de la ei mi-am luat două perechi de pantaloni de pijamale cu elastic din genul acesta aici în bată. Pijamalele le-am folosit, mi-au fost foarte comode, dar ce îmi pare rău este ceea ce și eu știam deja, de fapt. Îmi pare rău că n-am avut niște pantaloni scurți și mai bine ar fi fost să am ceva stil Eggers leggings până sub genunchi, mi-ar fi fost mult mai comos. Pentru că era foarte cald și pantalonul lungi chiar mi-era cald cu ei, chiar dacă erau din bumbac și erau subțirei. Asta este lucrul care mi-aș fi dorit. Mi-aș fi dorit și mi-aș fi dorit, mai bine ar fi fost, părerea mea este ca să fi avut, cum am avut la nașterea cu Jaden, după ce l-am născut pe Jaden, niște pantaloni de 3 sferturi de bumbac așa, pe corp, dar la burtă cu o bată elastic așa din material, stil yoga pants se numesc. Aceia au fost foarte, foarte comozi.
pentru că vrei ceva care să stea foarte comod pe tine, dar să nu-ți cadă de pe tine, nu știu, și ceva mai scurt mi-ar fi plăcut, dar și mai subțire, pentru că era foarte cald în spital. La îndemână aici, următorul care l-am este această pereche de șlapi, tot de pe Amazon am luat-o. Papucii de spital au fost super, foarte comozi, exact ce mi-ar fi trebuit, exact ce îmi doream. Adică doar îi puneam în picioare când mă duceam la baie și înapoi, că în rest am stat pe pat. Dar da, nu mi-ar fi plăcut dacă aș fi avut ceva papuci flaușați sau cu blană sau orice fel de lucru de genul acesta, pentru că ar fi fost foarte cald și plus că nu mi s-ar fi părut practic după aceea să-i folosesc acasă, pentru că nu prea îmi plac papucii flaușați acasă, așa că ar fi fost ceva care n-ar fi fost comod. Dar papucii pe care i-am ales eu șlapii mi-au fost foarte, foarte utili. Următorul lucru pe care îl am este... Am acest halat de bumbac, este destul de lunguț, ajunge sub fund, sigur, până la picioare, cam așa. Halatul nu mi-a folosit deloc, nu l-am folosit deloc halatul, dar nu pot să zic că îmi pare rău că l-am avut, pentru că mai bine să-l fi avut decât să nu-l fi avut și oricum ocupa foarte puțin loc, dar nu l-am folosit deloc, pur și simplu nu am avut nevoie să-l folosesc. Capitolul prosopele, mi-am luat acest prosop micuț de față. Am acest tip de prosop de păr. Poți să-l folosești pe corp, dar vă zic, pentru păr este foarte bun. Mi-am luat un prosop de corp. Am decis să mi-l iau pe acesta. Este destul de măricel. Prosopul de față nu l-am folosit. Mi-a fost inutil și prosopul de păr nu mi-a trebuit. Cred că aș putea să-l las acasă pe amândouă, pentru că acolo de obicei când te speli este hârtie din aceea de șters pe față și cred că m-am spălat doar o singură dată pe față în tot timpul cât am stat acolo oricum, adică nu era așa ceva de grav. Puteam să mă spăl pe față când am făcut duș și mă ștergeam întâi cu prosopul de duș și mă ștergeam pe față. Dar prosopul de față și cel de cap mi-a fost inutil. Plus că eu aveam dry shampoo, aveam șampon uscat, dar chiar aveam nevoie să îmi fac așa să-mi aranjez părul. Mă dădeam cu acel șampon uscat și arătam ok. Dar prosopul de corp a fost ok. Îmi pare rău însă că nu am avut un prosop de bumbac. Eu cel pe care l-am luat pentru că era mai practic să-l leg așa de jur împrejurul meu. Cred că ar fi fost comod, să fiu sinceră, dacă aș fi avut un halat. Cu toate că ar fi ocupat foarte, foarte mult, dar un halat de baie mi-ar fi fost oarecum comod să fie de bumbac. Pentru că după ce am făcut duș simțeam că trebuie să mă așez, după cum știți, după ce naști, la un moment dat poți să simți așa un pic de amețeli și din cauza că pierduțem și mult sânge, simțeam nevoia că trebuie să mă așez imediat după ce am făcut duș până să mă îmbrac. Da, asta mi-aș fi dorit să fi schimbat. Lucrul pe care am decis să mi-l iau este un pachet de șervețele antibacteriene. Nu mi-au trebuit șervețelele de dezinfectat WC-ul, pentru că numai asta, nu mai aveam eu timp să mai am și șterg colacul. Oricum, cei care făceau curățenie treceau destul de des și eram numai noi mamele care foloseam acolo acea baie. În fine, asta nu m-am mai gândit eu. Asta era ultimul meu gând, să mai dezinfectez colacul. Aici am gentuța mea cu lucruri personale. Tot ceea ce a fost în acea cutiuță, în acea borsetă de-a mea, în acea, să zicem așa, gentuță neagră cu cosmetice, vreau să spun că de acolo probabil am folosit un pic, m-am dat cu un pic de BB cream și cu un pic de rimel, cred, a doua zi, dar în rest nu am folosit nimic altceva. Da, am folosit aloe jelly, care vi l-am arătat, de fapt, că mergeam la baie, și tea tree oil acela îmi puneam un pic. Dar nu am folosit nimic altceva, pentru că nu am avut nevoie să mă spăl pe cap, pe dinți, sincer, nici n-am desfăcut peruța de dinți, așa de obosită eram a doua zi, că nu mai să mă mai spăl pe dinți nu mi-am mai adus eu aminte. Așa că nu am folosit nimic. Nu pot să zic că îmi pare rău că le-am avut, pentru că mai bine să le fi avut, dar nu le-am folosit. Pur și simplu nu am avut când. Deodorantul l-am folosit, m-am dat cu deodorant după ce am născut. Dacă nu știți după ce naști și chiar și înainte, dar mai ales după, se pierd foarte mulți hormoni din corp, foarte mulți schimbări hormonale și ai nevoie de un deodorant bun. Nu știu, mi se pare că să miroși așa un pic mai drăguț este ok, scuzați-o pe ele.
Dar mie nu-mi plac deodorantele puternice și mai ales atunci când am copilaș, nu-mi place să fie parfumul pe lângă mine, îmi place ca copilașul să simtă mirosul meu. De aceea am ales să folosesc deodorantul de la Forever, care eu îl folosesc oricum că este mult mai natural. Acesta l-am folosit. Cred că l-am folosit și în travaliu, pentru că la un moment dat vreau să miros mai bine și am dat și cu deodorant în timpul travaliu la un moment dat din nou. Am decis să-mi iau probioticul cu mine. Acesta o să încep să-l iau de acasă, dar vreau să am cutie nouă cu mine la spital. Pliculețe de fibră, numai bine că v-am făcut aici în video și v-am zis. O să-mi iau câteva pliculețe din acest ceai. Probioticul l-am folosit. Nu am folosit ceaiul, dar am folosit probioticul și fibrele, pentru că știam că este foarte important să merg la baie și asta era foarte important, să merg cât mai repede ca să nu mă constip, să nu-mi fie greu să merg la baie ca să am probleme cu hemoroizii. Așa că nu-mi pare rău că le-am avut, le-am folosit. Ceaiul nu aveam cum să-l folosesc, probabil mai bine nu-l luam cu mine pentru că nu aveam de unde să-mi iau apă fierbinte. Dar probioticul și fibrele, da, le-am folosit și nu-mi pare rău că le-am avut. Mi-am luat aceste bombonele fără zahăr, pentru că poate reușesc să mai iau una aici colo. Acele bombonele pe care le-am luat, nu le-am folosit deloc, nu le-am luat. Le-a mâncat Adrian, cred că vreo două în timpul travaliului. Eu n-am ajuns să mănânc niciuna dintre ele. Nu mi-a trebuit, să zic așa, nici în travaliu, nici după, nu am avut nevoie. Am decis să-mi iau această mini placă. Nu mi-a trebuit deloc acea placă mică, acea mică placă de păr. Aș fi putut să o las acasă, nu mi-a fost deloc utilă. De fapt, eu aveam deja șamponul uscat la mine dacă aveam nevoie să mă dau așa un pic și nu m-aș fi spălat pe cap. Așa că probabil acela este un lucru care aș fi putut să-l las acasă, nu mi-a fost de folos și mi-a ocupat loc degeaba. Mi-am luat insulina, nu mi-a trebuit insulina pentru că am născut înainte să trebuiască să-mi administrez. Ceea ce eu mi-am mai luat dextroza la mine ca să pot să tratez hipoglicemii și am făcut bine pentru că la un moment dat am avut nevoie să mi-o tratez. Dacă nu aveam la mine era ok pentru că moașa mi-a zis că mi-ar fi adus ei niște zahăr ca să-mi tratez hipoglicemia. Aparatul de măsurat glicemiei mi-a fost util pentru că trebuie să-mi testez din oră în oră în timpul travaliului. Și apoi după ce am născut mi-au zis să-mi testez pentru 24 de ore și să le scriu pe foaie glicemiile dinainte de mese și de la 2 ore după masă. Mi-aș fi dorit aici, ca să spun așa, am uitat eu să-mi pun niște suc concentrat fără zahăr, pentru că m-ar fi ajutat bine. Eu beam foarte mult apă pentru că știam că trebuie să beau, știam mai ales că am pierdut mult sânge și știam că trebuie să le arăt că am făcut, că am mers la baie, că am băut destul, mai ales pentru că am avut un cateter, am avut sondă în aceea de urină. Dar mi-ar fi prins bine să am ceva care să dea un gust mai diferit. Și un lucru care îmi pare foarte rău, chiar mi-l spusese cineva să iau și eu m-am gândit că, no, că nu-mi trebuie, că eu după ce nasc nu e așa de foame. Însă mie, nu știu, probabil din cauza faptului că am pierdut foarte mult sânge după ce am născut și în ziua înainte nu prea mâncasem. Pentru că în timpul travaliului eu nu aveam voie să mănânc oricum, dar nu mi-era foame în timpul travaliului, sinceră să fiu. Mi-aș fi dorit să-mi fi luat ceva de mâncare la mine, să am extra, pentru că mi-a fost foarte foame, mi se părea că nu mi-ajungea mâncare din spital și mi-ar fi trebuit ceva snack, pentru că nu am avut nimic gustări. Și mi-era foarte, foarte foame la un moment dat, știu cum era așa de foame, abia așteptam ora mesei să vină ca să-mi dea mâncare. Și eu nu puteam să mă duc nicăieri, eram acolo cu bebe, nici nu puteam să mă duc eu să mă plimb prin spital. Așa că îmi pare rău că nu am avut ceva la mine, măcar acolo să fi avut un pachet de biscuiți, să zicem așa. Să am acolo, să mă apuc de un pachet de biscuiți sau un pachet de crackers, ceva, orice, să am ceva acolo în ghiozdănel, în caz de nu mai pot de foame, până veneau ei să-mi dea mâncare din nou. Dar, da, cred că astea sunt cam toate lucrurile, nu știu să fi zis, să-mi fi dorit altceva din ceea ce am avut. Cred că ce am avut a fost util, mi-a ajutat și nu am stat oricum foarte mult ca să pot să zic că mi-ar fi trebuit cu mult mai multe, dar probabil asta este ceea ce pot să zic eu despre bagajul meu de maternitate. Cred că, în general, așa, în linii mari, a fost un bagaj foarte bine gândit și făcut.
Și după cum am zis, da, unicul lucru care mi-aș fi dorit să-l adaug, sunt vreo două, trei lucrușoare care îmi doresc să nu le fi pus, pentru faptul că mi-am dat seama că nu mi-ar fi trebuit deloc și mi-aș fi dorit să fi pus ceva să mănânc extra, să am ceva de mâncare, ca să pot să ronțăi așa un pic după, că mi-era cam foame și mi-ar fi trebuit să am ceva mai mult. Dar, în general, eu zic că a fost ok, a fost un bagaj bun, mi-a fost de folos și mă bucur că nu am stat foarte mult în spital, că odată ce am fost acasă, m-am descurcat eu cu tot ce aveam acasă pregătit. Da, asta este tot. Cred că o să vă las aici pentru că și ele zice să vă las. Deci ne punem să ne odihnim și noi. Sper că v-a fost de folos, așa să vedeți un pic ce am folosit din bagaj, ce n-am folosit și ce îmi doresc să fi lăsat acasă și ce îmi doresc să fi pus în bagaj. Asta este tot pentru acest video. Sper că v-a fost de folos, că v-a plăcut și ne vedem în vlogul următor, probabil cu ceva mai diferit. Până atunci vă las și o las pe Eli să vă salute. Așa-i? Așa-i? Ok? Și mai dai mama lăptic? Da? Hei! Hei, să dai mama lăptic Skippy Pampersu? Să ne punem la nani după, da? Da? Opa! Bun, vă salutăm! Pa, pa!